Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi o să facem covrigei cu făină integrală și cu nuci. Ia uitați câte nuci am aici. Astăzi o să cântărim toate ingredientele împreună. Aici avem nuci, făină integrală. Eu am o făină integrală cu 7 cereale, dar puteți face și cu făină albă și cu făină integrală. Facem covrigei cu nuci. Sare, ulei să de avem măsline nevoie și de vin. 100 de vin, 100 de ulei de măsline, 45 de nuci măcinate, un praf de sare și făină, circa 300-320 de făină integrală. Așa. Și să cântărim. Am să dau deoparte. Am să pun cântarul aici. Am să pun și un vas și deschidem. Ia să vedem dacă am 100 de vin. Vin alb. Deci cântărim totul în grame. Așa, 100. Deci 100 de vin, 100 de ulei. Puteți pune și ulei de floarea soarelui dacă doriți. Deci ajungem la 200. Așa. Punem un praf de sare. Am să pun de aici un praf de sare. Așa, sarea o puneți după gust. Dăm deoparte. Am să amestec așa cu o palețică. Acum ne pregătim nucile, 45 de nuci. Ia să pun așa aici 45 de nuci. Eu le-am prăjit puțin. 45. Vedeți? Și acum o să le zdrobim. Un sucitor. Le zdrobim și apoi le punem în aluat. Vreți să fie mai fine, le măcinați. Și le zdrobim așa bine. O să dea un gust foarte bun la covrigei. Vedeți cum iese uleiul din nuci? Așa. Eu le-am prăjit înainte. Am să las așa. Am să pun puțin aici în față. Și aici avem uleiul nostru cu vinul și cu sarea. Și acum o să adăugăm făină. Și făina o adăugăm circa 300 de grame de făină. O să punem mai întâi puțină. Așa. Ia să cântărim. O să pun 200. Am pus 230. Și amestecăm. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Și nu numai. Așa, vedeți, amestecăm așa bine. Deci am pus 230 de făină. Acum am să adaug și nuca.
lungăm așa pe toată. Și amestecăm. Am să deschid și cuptorul la 180 de grade. Eu am un cuptor electric, sus și jos, deci este fără ventilație și îl deschidem acum. 180. Așa. Am deschis și cuptorul să se încălzească până facem noi. Așa. Și acum o să mai adaug puțină făină, că aluatul este moale, deci în jur de 300. Deci am avut 230. Am mai pus încă 50 și după aceea o să punem pe masa, pe aici, pe un fond, pe masa noastră de lucru, să frământăm puțin. Așa. Așa, mi-am plătit puțin mânuțele. Și acum începem să frământăm. Vedeți că aluatul este destul de mare, să dau așa mai în față. A, așa, să se vadă. Gustați de sare aluatul și dacă mai e nevoie, mai adăugați puțin. Deci ați văzut că eu nu, că nu am pus-o în praf, am pus-o așa să se simtă. Și dacă vi se pare uleiul de măsline prea puternic la gust, puneți ulei de floarea soarelui și ulei de soia puteți pune. Așa. Acum mai punem făină. Așa. Deci o să intre cam 300 de grame de făină. Deci am cântărit 280 și cât mai punem așa cu mânuța, cât frământăm. Deci cam în jur de 300. Așa, cred că este de ajuns. Acum incorporăm bine toată făină. Imediat o să dăm formă la covrigei. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie! Vedeți că se fac foarte, foarte repede. Așa, am făcut aluatul, ia uitați-l. Și să repetăm ingredientele. Deci la 100 de, eu am cântărit totul în grame, la 100 de grame de vin alb am pus 100 de ulei, un praf de sare, sare o puneți după gust, 45 de nuci, zdrobite sau măcinate, cum vă place. Ar puteți pune și susan, și mac. Zilele trecute am făcut cu mac. Puteți pune și, și chimion, dacă vă place. Și alune, tot ce doriți puteți pune în interior. Așa, și circa 300 de făină am pus. Așa, și acum am un cuțitaj. Am să întind așa puțin aici aluatul. Și acum vom da forma la covrigei.
ziua, Liuba! Și eu mă bucur. Te pup și eu. Vă pup pe toți. Așa. Și voi aduce aici o tavă. Nu o voi unge. Nu o voi unge, nu o voi pune nici hârtie de copt. Că nu este nevoie. Și acum vom tăia. Ca să dăm formă la covrigei. Așa. Cred că se vede, nu? Așa. Voi tăia așa că îi fac în mână. Să știți că sunt foarte buni și fragezi după ce se coc. Și dacă îi vreți să fie puțin mai crocanți, după ce închideți cuptorul, mai puteți lăsa cu cuptorul închis circa 5 minute. Așa, și acum le dăm formă. Deci o să iasă așa covrigei rustici. Și răsucim. Simpli. Și punem aici. Și acum rupem în două și facem așa, covrigei rustici cu nucă și cu făină integrală. Eu am o făină integrală cu 7 cereale, dar puteți face și cu făină albă. Așa. Îi fac așa în mână. Ia uitați. Vedeți? Simple. Asta am să-l fac în două. Uitați ce bucată de nucă aici. Am să-l împart în două. Așa, și întindem așa. Cu mare drag, Liuba. Cu mare drag. Îți mulțumesc foarte mult că mă urmărești. Îți mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc tuturor. Ia uitați, punem nucă așa aici. Să o lipim. Și întindem. Așa, și lipim. Aceste le facem mai micuțe, două mai mici. Și dăm la cuptor imediat. Așa. Și răsucim. Ia uitați, tava noastră este gata. Și acum o dăm la cuptor. 15 minute, 180 de grade, sus și jos. Așa. Ia uitați, vedeți? Așa. Sunt gata. Eu acum am să-i pun înapoi în cuptor, cum v-am spus, să se usuce. Și sunt gata. Deci covrigei rustici cu nucă. Ia uitați cum arată. Așa. Ia uitați. Sunt fierbinți de la cuptor. Aceasta este rețeta. Acum am să-i bag din nou la cuptor 5 minute cu focul închis. Să se usuce puțin și sunt gata. Ia uitați pe fund. Vedeți cum s-au făcut. Așa, sunt fierbinți și sunt buni. Băgăm 5 minute la cuptor, cuptorul închis, să se usuce. Sper să încercați rețeta și să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Lăsați mesaje în comentarii.